dragii mei, astăzi vom pregăti un desert răcoritor cu fructe de sezon și anume vom face un cheesecake cu cireșe. Să prezentăm ingredientele și modul de preparare. Pentru crustă vom avea nevoie de 200 de grame de biscuiți, 100 de grame de unt moale, iar pentru compoziție vom folosi 200 de ml frișcă lichidă, 3 ouă întregi, 150 de grame de zahăr, 600 de grame cremă de brânză, 300 de grame de smântână obișnuită, niște extract de vanilie, 2 linguri de amidon și, desigur, nelipsitele cireșe, și anume cam 3-400 de grame, după cum preferați. Să ne apucăm de treabă! Vom rupe biscuiții în bucăți mai mici, iar apoi, cu ajutorul robotului, vom sfărâma. Am pus biscuiții în bol, iar acum îi vom sfărâma. Acum vom adăuga și untul topit. Compoziția pentru crustă este gata. Acum o vom așeza într-o formă cu pereți detașabil, pe care eu am uns-o cu puțin unt și am tapetat-o cu cutie de copt în așa fel încât să scoatem cheesecake-ul foarte ușor și să nu se lipească. Iar acum vom adăuga compoziția de biscuite. O să nivelăm întâi să vedem dacă este suficient atât sau adăugăm tot. Cu ajutorul unicului vom presa foarte bine biscuitele, în așa fel încât să facem o crustă. Crusta noastră este gata, așa ar trebui să arate. Acum vom da tava la cuptor, îl preîmbăzi la 180 de grade pentru aproximativ 5, maxim 10 minute. Acum vom scoate sâmburii cireșelor. Au fost spălate înainte. Eu vom folosi acest aparat foarte rapid. Și vom continua până am terminat toate cireșele. În vasul robotului vom adăuga crema de brânză. Vanilia și zahărul. Și vom amesteca. Acum adăugăm și smântâna. Desigur, ouăle cu tăunul. Continuăm să mixăm până se omogenizează bine compoziția. În
urmez acum frișca lichidă. Și amidonul. Vom incorpora și cireșele. Peste compoziția noastră de cheesecake vom adăuga cireșele. Dacă vi se par prea multe, puteți reduce cantitatea, puneți după preferință. Eu am pus o parte, după care urmează să văd dacă mai este necesar. Așa că încât compoziția să nu aibă foarte multe fructe, ca să se simtă totuși gustul din al brânzei. Este gata. Să puțin deoparte. Crusta noastră a fost scoasă din cuptor și vom așeza forma în folie de aluminiu pe care o vom ridica. Izolat foarte bine forma. Vom adăuga compoziția. Am așezat cheesecake-ul într-o tavă mai mare, în care vom turna apă. În așa fel, cheesecake-ul se va coace pe baie de abur și nu se va arde. Cel puțin așa ne dorim. Și îl vom da la cuptorul preîncălzit la 180 de grade în primele 10 minute, după care putem reduce temperatura la 160-150, timp de aproximativ 30-40 de minute, până constatăm că este suficient de copt. Cheesecake-ul nostru l-a stat la rece peste noapte, s-a întărit, acum arată foarte bine. O să îndepărtăm cercul. Vom transfera pe un platou. O să îndepărtăm hârtia de copt de pe margine. Și urmează să-l glazurăm cu puțină ciocolată și să-l decorăm, desigur, cu cireșe. Am glazurat cheesecake-ul cu ciocolată albă și neagră. Îl puteți glazura după preferință, nu este important să fie într-un fel anume. Important este să arate bine. Am pus și cireșele deasupra. Voi mai adăuga câteva. Am pus și din acestea galbene pentru a crea un contrast. Îl puteți decora, desigur, după cum preferați. Oricum, el este la fel de gustos. Dragii mei, acesta este cheesecake-ul nostru, propunerea noastră de astăzi. Sper să vă placă și să încercați rețeta. Așa îmi doresc. Acum vom tăia și o felie.
A vedea și în interior. Sper să fie bufos și aromat. Dacă nu s-a tăiat foarte bine. Am adăugat câteva cireșe. Vă doresc degustare plăcută și vă aștept cu drag la noi rețete!